Rezervele valutare au depășit nivelul înregistrat anul trecut în luna octombrie, înainte de criza energetică. Potrivit statisticilor Băncii Naționale a Moldovei, la sfârșitul lui august, activele oficiale de rezervă valorau aproape 4,2 miliarde de dolari. Colegul meu, Radu Osipov, ne oferă detalii la acest subiect. Bună seara, Radu, și te ascultăm. Elena, bună seara, bun găsit, doamnelor, domnilor. Rezervele valutare au atins maxima istorică. Doar în ultimele 10 zile din luna august au crescut cu aproximativ 130 de milioane de dolari, până la 4,18 miliarde. Totuși, în ultimul an, Banca Centrală a făcut mai multe intervenții pe piața valutară pentru atenuarea crizelor. Inițial, rezervele au scăzut, iar apoi au revenit la nivelul din octombrie 2021, atunci când prețul de import la gaze explodase și a fost nevoie de intervenția Băncii Naționale. Însă, începând cu luna mai, tendința negativă s-a inversat. Au ajuns în Republica Moldova banii de la Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și alte finanțări externe care au făcut ca pierderile băncii centrale pe timp de criză să fie recuperate într-un timp relativ scurt. Radu, mulțumim pentru aceste informații. Continuăm cu alte știri.